acum să vă ridicați și pentru această sesiune aș vrea să citesc cuvântul Domnului din Efeseni, capitolul 5, de la versetul 15 la 21, Efeseni 5, 15 la 21, cuvântul Domnului pentru noi, iată ce spune. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile numele Domnului nostru Isus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Amin. Tată, te laud pentru cuvântul tău care este adevărul pentru părtășia pe care putem să o avem în numele Domnului Isus Hristos și mulțumim pentru timpul pe care ne-l-ai dat împreună aici în, în aceste zile. Mulțumim pentru învățătura pe care am primit-o, pentru lumina pe care nu dai prin cuvântul tău. Te rog și acum să ne luminezi inimile, să înțelegem adevărul cuvântului tău, să te cunoaștem pe tine, să ne cunoaștem mai bine pe noi și să fim gata să ne supunem voii tale și învățăturii tale și să trăim pentru slava ta. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Subiectul meu pentru această sesiune este plinătatea Duhului Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt. Cred că este un subiect și o temă foarte importantă, pentru că e foarte important să ne gândim de ce suntem umpluți, ce ne umple viața noastră, care e plinătatea vieții noastre, pentru că ceea ce ne umple știm cu toții că ne stăpânește și ceea ce ne stăpânește ne conduce viața, ne determină direcția vieții noastre, destinul vieții noastre. Cred că învățătura despre plinătatea Duhului Sfânt este foarte importantă pentru viața creștină, pentru că tot ce înseamnă viața creștină, toate aspectele vieții creștine trebuie să izvorască din această plinătate a Duhului Sfânt. În noi. De asemenea, cred că plinătatea Duhului Sfânt este voia lui Dumnezeu pentru cei născuți din nou, pentru cei mântuiți. Este voia lui Dumnezeu să fim plini de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit, versetele 17 și 18, aș vrea să le recitesc. Spune, de aceea nu fiți nepricepuți, este o chemare la înțelepciune de la versetul 15 în versetul 17, reia ideea și spune, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și asta ne ridică o întrebare, mă face să mă gândesc citind acest text, care este voia Domnului? Ce vrea să spună Pavel? Cum? Ce să înțelegem? regat de voia lui Dumnezeu în acest text și în context. Și cred că ceea ce spune în versetele imediat următoare definește ce vrea să spună și explică ce vrea să spună. Voia lui Dumnezeu este să nu ne îmbătăm de vin, nu vă îmbătați de vin continuu și spune, din potrivă, aceasta este destrăblare, din potrivă fiți plini de Duh. Voia lui Dumnezeu pentru cel mântuit, pentru creștini, este să fie plin de Duh și să trăiască în plinătatea Duhului. Versetul acesta și textul acesta, în ce privește umplerea cu Duhul Sfânt, este singurul text normativ, imperativ din Noul Testament în această privință. În ce privește învățătura plinătății Duhului în viața creștină, este singurul text normativ. O să vedem pe parcursul acestei prezentări. Sunt multe texte în Noul Testament care vorbesc despre plinătatea Duhului, despre umplerea Duhului și plinătatea Duhului, însă acesta este singurul text la imperativ explicit. Sunt și alte texte care le-am putea corela, lega cu acesta. Vă dau acum unul și o să-l pun. aduc în discuție și puțin mai târziu. Coloseni 3 cu 16 este într-un fel un text care completează acest text ne ajută să înțelegem mai bine acest test în Colosem 3 cu 16, însă nu se pomenește Duhul, ci se spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea și apoi continuă cu aceeași idee, învățați-vă unul pe alții, sfătuiți-vă unul pe alții cu cântări de la, cu psalm, cu cântări de laude și cu cântări de hovnice și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Singurul text imperativ, normativ, Coruncitor în ce privește plinătatea Duhului, este acesta din FSN 5. Prezentarea pe care vreau să o fac este în 5 părți. O să încerc să fiu scurt, nu pentru că nu vreau să fiu explicit, dar noi un pic ne grăbim, recunosc, dar nu o să pierd nimic din ce este esențial și dacă vreți mai mult, am un material pe care l-am scris, puteți să, pot să vi-l trimit, pe e-mail, să cercetați mai cu deamănuntul și o să vă dau și câteva recomandări bibliografice pe parcursul acestei prezentări ca să puteți căuta dacă vreți să cercetați mai cu deamănuntul asemenea lui Luca subiectul. Mai întâi o să încerc o definire a plinătății cu Duhul, a plinătății Duhului în viața creștină sau în scriptură. O definiție, o definire prin prisma scripturii, apoi o distinție, o să încercăm să facem o distinție cu privire la Duhul Sfânt, în plinătatea Duhului Sfânt, o distinție care este clară în literatura Noului Testament, dacă citim cu atenție. După aceea, o să ne uităm la diferite interpretări, o să enumerăm diferite interpretări ale plinătății cu Duhul Sfânt. După aceea o să încerc să prezint dobândirea umplerii sau plinătății cu Duhul Sfânt, cum ajungem la plinătatea Duhului, și apoi o să vorbesc despre trăirea în plinătatea Duhului sau dovedirea cum dovedim că suntem plini cu Duhul Sfânt. Definirea. Mai întâi, definirea umplerii cu Duhul Sfânt sau a plinătății Duhului în viața credinciosului. Înainte de a ne uita la. Definiția biblică, aș vrea să vă citesc o definiție dată de un teolog, poate cunoscut pentru majoritatea lui, Sperry Sheffer, în cartea lui despre ce înseamnă să fii spiritual. Definește umplerea cu Duhul Sfânt în felul următor. A fi plin cu Duhul Sfânt înseamnă a avea. Plinătatea Duhului Noi, adică Dumnezeu să poată face tot ce intenționează El atunci când îi place Lui. A fi plin cu Duhul Sfânt nu este o problemă de a avea mai mult din Duhul Sfânt. Pentru că, așa cum am auzit și ieri și în alte discuții, noi avem Duhul Sfânt pe deplin, din momentul convertirii, botezului cu Duhul Sfânt, a nașterii din nou, îl avem pe deplin. Plinătatea Duhului Sfânt nu are de a face cu a avea mai mult din Duhul Sfânt, ci ca Duhul Sfânt. Să aibă mai mult din noi, să aibă mai mult control asupra vieților noastre. Aceasta este, în esență, plinătatea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt să preia tot mai mult controlul asupra vieții noastre. Asta nu înseamnă, când vorbim despre controlul Duhului Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt și controlul Duhului Sfânt, nu înseamnă că facultățile noastre personale. Nu mai funcționează. Ce suntem noi, personal, plinătatea Duhului Sfânt, nu, ar, nu anulează personalitatea noastră. Și ceea ce suntem noi și ce a pus Dumnezeu în noi, nu-i nu posesie. E, e diferită de posesia demonică care anulează facultățile minții și alte facultății. este Nu-i posedare. Nu-i posedare. Nu posedare. Este. Un control în care Duhul Sfânt colaborează și noi cooperăm cu Duhul Sfânt în așa fel încât el ne supunem lui și îl lăsăm pe el să ne conducă și să-și facă lucrarea în noi. Dar noi suntem activi și implicați în această relație cu Duhul Sfânt în care Duhul Sfânt ne controlează și ne conduce viața. Ca să definim și să înțelegem bine. Ce este plinătatea Duhului Sfânt, trebuie să ne uităm la textele biblice care vorbesc despre aceasta și să ne uităm la definirea, să înțelegem biblic plinătatea cu Duhului, cu Duhului Sfânt în viața creștină. Și la aceasta vreau să ne uităm, în primul rând, prin două realități. În primul rând, textele biblice care vorbesc despre plinătatea Duhului. Sunt 14 referințe în Noul Testament la acest subiect al plinătății Duhului Sfânt sau umplerea cu Duhul Sfânt și o să fac o enumerare a lor, putem să am, și ca să vă dau material de studiu, am putea să ne oprim și să uh, vedem în fiecare despre ce este vorba, dar nu ăsta e scopul, scopul este să înțelegem în esență ideea. Uh, Luca 1 cu 19, 41 și 67 sunt trei referințe. Fapte 2 cu 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, Fapte 4 cu 8, petru plin de Duhul Sfânt, Fapte 4 cu 31. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și s-a cutremurat locul unde erau ei acolo după ce s-au rugat. Fapte 9 cu 17, apostolul Pavel s-a umplut cu Duhul Sfânt și Fapte 13 cu 9. Apostolul Pavel, din nou, plin de Duhul Sfânt. Apoi, fapte 13 cu 52, ucenicii erau plini de bucurie și plini de Duhul Sfânt. De asemenea, Luca 4 cu 1 despre Domnul Isus Hristos, care era plin de Duhul Sfânt. Fapte 6 cu 3, un criteriu pentru alegerea diaconilor, trebuie să fie oameni vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt. Și de înțelepciune. Fapte 7 cu 55, Ștefan plin de Duhul Sfânt. Fapte 11 cu 24, Barnaba era un om de bine plin de Duhul Sfânt. Și ultima referință biblică, ultimul text biblic, cel care l-am citit astăzi. Efesen 5 cu 18. Astea sunt textele biblice. Dacă vrem să înțelegem despre ce este vorba când vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt, Asta din Noul Testament. V-am dat numai referințe în Noul Testamental. Cele vechi testamentale sunt și acolo câteva, le puteți căuta. Astea sunt în Noul Testament. 14 referințe explicite la a fi plin de Duhul Sfânt, umplut de Duhul Sfânt, a căuta plinătatea Duhului. Efeseni 5,18. Aș vrea să mă refer nu numai la textele biblice și la terminologia biblică. Ca să definim plinătatea Duhului, trebuie să urmărim și terminologia biblică. Cuvintele biblice folosite, pentru că e foarte important acest lucru. În acest sens, o contribuție enormă pentru mine, pentru luminarea mea a avut -o un teolog, un om care a scris o carte foarte importantă, Larry Petergrew, în cartea The New Covenant Ministry of the Holy Spirit. Lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament, în Noul Legământ. Dacă o să căutați cartea asta și o să studiați, o să vă ajute foarte mult, dacă o găsiți. E poate mai greu de găsit. Fratele Beniu are, eu de la el am primit. <laughs> E foarte, foarte bună cartea aceasta. El spune în felul următor, următor printre altele, sunt necesare studii exegetice și teologice serioase cu privire la această figură de vorbire pentru a se clarifica confuzia. Din fericire, printre altele, spune el, în anii recenți s-a făcut o muncă academică excelentă pentru a ne ajuta să înțelegem învățătura biblică. Această muncă nu acoperă însă bogata și complexa etimologia celor 35 de cuvinte ebraice și grecești implicate în metafora umplerii. Sunt 35 de cuvinte de toate biblice implicate în această descriere sau metaforă a umplerii cu Duhul Sfânt. Dar pe noi ne ajută că doar șase din acestea sunt întâlnite în literatura biblică. Cu alte Referințe explicite sau implicite la Duhul Sfânt. Și doar trei se găsesc în Noul Testament, trei cuvinte, care și acestea se, se împart în două grupe. Două grupe de cuvinte și atunci munca noastră se simplifică din start. În literatura biblică sunt două grupe de cuvinte. Prima din aceste grupe de cuvinte se concentrează sau se centrează în jurul verbului pimple mi, din limba greacă, care înseamnă umple. Acest cuvânt a fost folosit și în literatura extrabiblică într-un sens uh, literar, uh, de multe ori cu privire uh, la ideea de spațiu, la un pahar, a umple un pahar cu apă, de exemplu, uh, chiar se referă la a, fi, a avea o viață plină de necazuri. Acest cuvânt are de câteva ori și înțelesul de completare a ceva. De exemplu, este folosit și când Zaharia își împlinea slujba la Templu, Luca 1 23. Însă, în mod special, textul, cuvântul acesta este folosit de 8 ori cu referire la oameni în plus de Duhul Sfânt. Când se spune că oamenii sunt umpluți cu duhul, este folosit de regulă la timpul aorist și la pasiv. Verb este verb folosire verbală la timpul aorist pasiv. Natura și durata acestei umpleri cu, fol, când se folosește verbul pimplemi rămân nedefinite. Cât durează umplerea? O să vedem alte detalii mai târziu. A doua grupă de cuvinte folosită pentru umplerea cu Duhul Sfânt este uh, formată din adjectivul pleres și din verbul care e înrudit cu verbul prero. Acest cuvânt este folosit și în sensul literal și metaforic. De, de exemplu, Ștefan este descris și ca fiind plin de har și de putere. Fapte 6 cu 8. Plero, verbul, este folosit în relație cu Duhul de două ori. Este folosit de Luca în fapte 13 cu 52 și aici în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18. Dacă studiem exegetic cele două grupe de cuvinte, prin plemii, și plerou sau pleres, ajungem la concluzia că cele două cuvinte fac o distinție între două tipuri de umplere, care sunt diferite clar cele două tipuri de umplere, ca durată, natură, rezultate și scop. De aceea e foarte important să ajungem să facem această distinție, să putem să definim umplerea cu Duhul Sfânt corect. Ce este umplerea cu Duhul Sfânt și cele două, în cele două înțelesuri, cele două grupe de cuvinte. De aceea o să încerc să le iau pe rând și să facem această distinție între cele două grupuri de cuvinte. Primul grup definește o umplere specială. Această umplere nu este cerută niciodată în Noul Testament, nu implică nici o condiție pentru această umplere, ci instantaneu Duhul vine în mod suveran asupra unor oameni și îi umple. În concluzie, acești oameni, oamenii care primesc această umplere, nu o caută ci ele este dăruită. Așa cum am văzut în fapte 2 cu 4, fapte 4 cu 8, Pavel în fapte 9 cu 17, deci este vorba de Petru și de ceilalți ucenici în fapte 2 cu 4, este dată de Dumnezeu cu următoarele scopuri. Ea vine instantaneu, în mod suveran, dată de Dumnezeu și este dată cu următoarele scopuri. Profetic, pentru a descoperi ceva, ca mărturie, confruntarea răului, consacrare într-o slujire specială este reală și nu este legată de spiritualitate. Putem conchide că verbul prin plemii descrie umplerea specială cu Duhul Sfânt care a fost necesară pentru profeți și apostoli în perioada ultimilor zile ale vechiului legământ și pentru începutul zilelor noului legământ e același tip de umple care era folosit și în Vechiul Testament pentru niște lucrări speciale. Ca și de exemplu un Exod, pentru cei ce au trebuit să facă cortul întâlnirii și în alte cazuri. Cuvântul din Septuaginta tradus, traducerea ebraică în Septuaginta a umplerii cu Duhul Sfânt pentru anumite lucrări speciale în Vechiul Testament este cu același cuvânt. Pimpleni. Și umplerea în Vechiul Testament indică spre capacitatea unor persoane pentru a face lucrare, exact ceea ce înseamnă pimplemii și în Noul Testament. Înțelegând astfel lucrurile, este evident că umplerea specială cu Duhul Sfânt în sensul acesta, umplerea de tipul pimplemii, nu mai este în actualitate valabilă astăzi. Nu mai este posibilă pentru că uh, Astăzi, lucrările acestea speciale, așa cum am văzut în poziția cesaționistă, au încetat. Nu mai este nevoie de o descoperire profetică, nu mai este nevoie de o lucrare specială. Prin urmare, umplerea specială a fost pentru perioada de scriere și de confirmare a scripturii. Umplerea normală, pe de altă parte prezentată prin adjectivul pleres de patru ori de către lucra și de două ori prin verb, verbul plero, este legată de spiritualitatea unei persoane. Are de-a face cu caracterul, cu ce este omul. O persoană umplută cu Duhul Sfânt este o persoană cu o condiție, cu o realitate spirituală înaltă. O persoană controlată de Duhul Sfânt. Pentru a înțelege cel mai bine această diferență dintre umplerea specială cu Duhul Sfânt și umplerea normală, numim umplerea normală, umplerea care-i cerută și ar trebui să o dorească fiecare creștin în noul legământ, în noul testament, aș vrea să le pun puțin în comparație cele două ca să vedem diferențele. Și mai multe, mai multe, criterii de comparație în care se vede diferența. Umplerea specială. 1. Este folosit întotdeauna cuvântul pimplemii. La umplerea normală este pleres plero. Cuvântul folosit arată o diferență, o distinție. Sunt opt folosiri în Noul Testament a umplerii speciale, opt referințe. Sunt șase, inclusiv adjectivul. În general, în a treia linie de comparație, în general este verb, acțiune pimplemi o acțiune realizată în care cel care beneficiază este pasiv. În general este adjectiv. Umplerea normală, descrisă de pleres, care descrie calitatea unei persoane. A patra linie de comparație, accentuează un eveniment, umplerea specială. Un moment. Aceasta accentuează o atitudine. Este necondiționată. A cincea linia de, de comparație. Este necon necondiționată. Umplerea normală implică condiții. Cea specială e necondiționată. Este acordată în mod suveran. A șasea linia de comparație. Acordată în mod suveran de Dumnezeu. Cealaltă, umplerea normală, presupune o dispoziție și o căutare. A șaptea linie, ea înzestrează cu putere, te înzestrează cu putere. Umplerea specială era o înzestare cu putere, cu o capacitate, cu anumite daruri. Umplerea normală te face spiritual. Umplerea specială a opta linie de comparație este repetată. De aceea avem în fapte 2, ucenicii s-au umplut toți de Duhul Sfânt și în fapte 4 s-au rugat și din nou s-au umplut toți. Este repetată și se poate urmări acest lucru. Pe când cea, aceasta normală poruncită și dorită pentru toți creștinii este progresivă. Înzestrează pentru o lucrare specială, dă înzestrare pentru o lucrare specială, umplerea specială. Pentru anumite lucrări speciale, ca revelație, minuni, implică toată trăirea creștină, cea normală. Și ultima, a zecea, este neobișnuită, prima, umplerea normală, este intenționată să fie normală. Norma de viață a creștinilor. Deși poate există reținere. Când auzim de plinătatea Duhului, pentru că nu facem distinția între cele două, e un ideal pe care noi nu-l putem atinge, de multe ori zicem. Noi nu putem fi. Ar trebui să tindem la asta, dar nu putem fi plini de Duhul Sfânt. Ba da, putem, o să vedem. Dumnezeu a intenționat acest tip de umplere, descris de adjectivul pleres și de verbul plero, a intenționat-o să fie standardul nostru de viață, realitatea spirituală la care să ne raportăm și să fie normală pentru toți creștinii. Cum este interpretată? Diferite interpretări ale umplerii cu Duhul Sfânt, pe care le regăsim astăzi în, în cercurile creștine evanghelice. În general, majoritatea sunt creșite. O interpretare comună sau destul de răspândită a umplerii cu Duhul Sfânt sau plinătății Duhului este interpretarea că aceasta este o a doua experiență a Harului. Prima este la convertire și apoi trebuie să experimentezi o a doua experiență care e ulterioară dar e o experiență, din nou, e o confuzie pentru că nu se cunoaște terminologia biblică și textele biblice și nu se analizează și se exercitează corect textele. Oamenii, unii oameni așteaptă această a doua experiență, second blessing sau a doua binecuvântare. Chiar am întâlnit pe cineva care m-a întrebat pe mine, frate, tu ai primit a doua binecuvântare a Harului. Și am întâlnit. Zic, nu știu despre ce e vorba prima dată. Nici n-am auzit că a fost dată, ca și ceilalți. <laughs> uh, alte interpretări. O altă interpretare este că uh, umplerea cu Duhul Sfânt este uh, putere pentru lupta spirituală. Produce putere pentru lupta, mult special pentru bătălia spirituală cu Duhurile uh, rele. Un susținător unii din susținătorii acestei interpretări au fost finii, mudii. Au, au avut și ei dreptul să fie greșiți în această privință. Această interpretare este incompletă. Umplerea cu Duhul Sfânt nu rezultă numai în putere pentru lupta spirituală, ci acoperă toată, toată viața creștină. Toată viața creștinului. O altă interpretare este că umplerea... Umplerea cu Duhul Sfânt rezultă în vorbirea în limbi, am văzut deja problema vorbirii în limbi. Da, dacă luăm fapte 2 cu 4, umplerea specială s-a manifestat atunci prin vorbirea în limbi. Dar dacă nu se face această distinție și nu înțelegem în ce vreme trăim și în ce perioadă trăim, de asemenea, o a doua experiență, o a doua binecuvântare. Victoria asupra păcatului, și alte interpretări ale umplerii cu Duhul Sfânt, care sunt greșite pentru că nu se înțelege corect terminologia biblică a, a umplerii cu Duhul Sfânt sau a plinătății Duhului în viața creștinului. Dar acum aș vrea să mergem spre e, dobândirea umplerii cu Duhul Sfânt. Adică să încercăm să răspundem la întrebarea cum poate un credincios să fie plin de Duhul Sfânt. Un mântuit să ajungă plin de Duhul Sfânt. Am spus când am făcut comparația între cele două tipuri de umplere pe care le avem în Noul Testament foarte clare pe baza celor două cuvinte, că prima acea specială e necondiționată, a doua implică condiții. Sunt condiții biblice pentru umplere care sunt revelate în textul nostru și în contextul lui. Sunt implicate condiții biblice uh, pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Uh, cei mai mulți teologi serioși spun că, în principal, condițiile biblice pentru umplerea cu Duhul Sfânt sunt poruncile nou-testamentale în care au de-a face cu relația noastră cu Duhul Sfânt. De exemplu, în Efeseni 4 cu 30 avem să nu întristați pe Duhul Sfânt. E o condiție pentru a fi plin de Duhul Sfânt, trebuie să nu l întristezi. Acum să nu-l întristez. Sunt alte condiții în contextul uh, expresiei sau poruncii din Efeseni 4 cu 30 să nu-l pe Duhul Sfânt. Sunt mai multe condiții legate de viața creștină, cum trebuie să trăim ca să nu-l pe Duhul Sfânt și să ajungem plin de Duhul Sfânt. De asemenea, este în lui Saloincenci, capitolul 5, cu versetul 18 sau uh, 19, nu stingeți Duhul. O altă condiție și de, de asemenea și această condiție este într-un context a unor porunci legate de viața creștină prin care să nu, să nu stingem impulsurile Duhului care ne îndeamnă și îndemnurile Duhului din noi, care trebuie să fie bineînțeles în conformitate cu cuvântul Domnului, să nu le stingem, să nu le blocăm, să lăsăm să ne conducă Duhul Sfânt. De asemenea, o altă poruncă legată de relația noastră cu Duhul Sfânt în Noul Testament este în Galaten 5 cu 16. Dacă vă amintiți, umblați, cârmuiți de Duhul. Umblați în Duhul este literal. Umblați în Duhul. Umblați în Duhul, nu tristați pe Duhul Sfânt, nu Stingeți Duhul și prin ascultarea în domeniul acestor porunci în relație cu Duhul Sfânt vom ajunge la plinătatea Duhului. Acestea sunt condițiile prezentate de cei mai mulți uh, teologi serioși. Uh, de fapt, cei mai mulți teologi serioși care iau cu seriozitate cuvântul Scripturii uh, nu, nu prezintă ca și condiție pentru umplerea cu Duhul Sfânt foarte interesant. Nu găsiți nici într-o carte de teologie serioasă ca și condiție stăruința. În rugăciune. Deși nu e exclusă rugăciunea. Dar nu prin stăruința în rugăciune se ajunge la umplerea cu Duhul Sfânt. De asemenea, vreau să mai fac o precizare foarte importantă aici. Una din condițiile pe care le veți auzi foarte popular în ce privește umplerea cu Duhul Sfânt a vieții creștine este să ne golim de noi înșine. Golirea. Să te golești de tine. Nu te poate umple Duhul dacă tu încă mai ești plin de tine. Și trebuie să te golești. Dar eu întreb, cum te poți goli fără Duhul? Sau dacă nu, eu cred că personal înțelegerea mea este că golirea și lepădarea această sine vine tocmai ca un rezultat, ca și o consecință a plinătății Duhului în viața mea. E mai mult un rezultat, nu o condiție ca să fiu plin de Duhul Sfânt și nu, nu avem niciun text care să ne conducă în acest sens dar aș vrea să ne întoarcem în Efeseni pentru a înțelege mai cred că mai, mai mult un pic să ne întoarcem în Efeseni capitolul 5 să înțelegem cum putem fi plini de Duhul Sfânt dacă ne uităm în Efeseni e foarte interesant și frumos epistola din epistola către Efeseni, epistola Bisericii care vorbește despre uh, viața Bisericii, despre ce este Biserica lui Hristos, poziția ei, primele trei capitole, practica Bisericii, următoarele trei capitole, de la 4 la 6. E foarte interesant că veți găsi și pot spune că epistola către Efeseni este o epistolă a plinătății, care vorbește despre plinătatea vieții creștine. De ce trebuie să fie plină viața unui creștin? Și e foarte interesant că și în FSN 3, și în FSN 4, și în FSN 5 se vorbește despre plinătatea vieții creștine și e prezentată Sfânta Treime în plinătatea creștină, în plinătatea vieții creștine. Și haideți să ne uităm în FSN 3, să începem cu FSN 3 și apoi ajungem la textul nostru. FSN 3 e la versetul 14. O să citesc textul și doar câteva observații pe text, pentru că, de asemenea, și acesta este un text foarte bogat, care are multe învățături și valențe atât de, de binecuvântate încât ar trebui să stăm numai pe el dacă ar fi să intrăm în el, dar vreau să vedem în ansamblu acest subiect în Efeseni. Zice, Pavel, iată de ce zic în plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ și îl rog pe Tatăl, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, tot textul acesta are un caracter trinitar foarte puternic, prin Duhul lui să vă întărească dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cum? Prin Duhul, Duhul ne întărește în putere, Hristos locuiește în noastră noastre prin credință, ne deschide mintea spirituală să pricepem tot mai mult dimensiunile dragoste, să pricepem dragostea lui Hristos și să ajungem, pricepând și fiind eh, implicați în această relație cu, cu Dumnezeu în Hristos prin Duhul, să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aici e vorba de Dumnezeu Tatăl. Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Observați? Caracterul spiritual și profunzimea spirituală acestei umperi, întăriți în putere prin Duhul, în omul dinăuntru. Ca să, să Hristos să lucrească liber în inimile noastre prin credință. Și să pricepem și să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Rolul minții, priceperea, înțelegerea cunoașterea, să cunoașteți dimensiunile dragostei lui Dumnezeu. Haideți să mergem în Efesem 4. Efesem 4, de la 11 la 13, o să citesc numai. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu la starea de o mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ăsta e scopul nostru în viața creștină, în biserică. Și vreau să subliniez și aici, și în capitolul 3, și în capitolul 4, mai mult ca oricând, e caracterul comunitar, eclesial al umplerii. Vedeți? umplerea normală nu poate fi separată de viața eclesială. Un creștin autentic nu poate căuta plinătatea Duhului după Efeseni, în conformitate cu Efeseni, într-o viață separată de biserică, de învățătura păstorului învățător. Zice, a dat pe unii păstori și învățători pentru de săvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu la starea de o mare înălțime a staturii plinătății lui Hristos. Să ajungem plin de plinătatea lui Hristos, plin de plinătatea lui Dumnezeu Tatăl, plin de plinătatea lui Dumnezeu Fiul în armonie și în zidire spirituală împreună cu biserica sub Învățătura păstorilor învățători. Așa se ajunge la plinătatea vieții creștine. Și dacă ajungem în Efeseni 5, am văzut deja și din nou, vedem foarte important, luați seama să umblați cu băgare de seamă de la versetul 15, unde am citit, ca niște neînțelepți, nu ca niște, ca niște, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vină, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de Duh. Căutați în continuu să vă lăsați umpluți de Duhul, în Duhul, cu Duhul, luând seama la umblarea voastră, la timpul vostru, cum vi-l folosiți, la mintea voastră să fiți preocupați să înțelegeți voia Lui Dumnezeu. Observați importanța minții și aici în Efesen 5. Luați seama să umblați cu băcare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Folosiți cu atenție timpul pe care îl aveți, administrați înțelept timpul, căutați să pricepeți voia Lui Dumnezeu și să fiți plini de Duh. Respingeți orice este în opoziție cu Duhul Sfânt, orice... Substanță sau orice este, vă poate diminua capacitatea de înțelepciune, nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Puse împreună, eu văd lucrurile așa. Duhul Sfânt este agentul umplerii noastre, este cel ce realizează umplerea. Ați văzut și în rugăciunea lui Pavel din capitolul 3. Să fiți întăreți în putere prin Duhul Sfânt ca să ajungeți plini de toată plinătatea Dumnezeu. Tatăl și Fiul sunt esența. Noi suntem plini de Tatăl și de Hristos prin Duhul. Plinătatea Duhului este plinătatea Lui Dumnezeu și a Lui Hristos în noi. Și aș mai spune ceva legând toate acestea și cu Coloseni 3 cu 16 cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea din nou este uh, legătura cu înțelepciunea cu mintea, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea și așa, după aceea spune, învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu san, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în voastră. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a fi plin de Dumnezeu, de Hristos și de Scriptură. Și vă dau exemplu pe Ștefan. De ce a fost plin Ștefan? Că spune plin de Duhul Sfânt, descria fapte când l-au ales, plin de Duhul Sfânt. treia să fie plin După aia, în ziua morții sale, când ține ultima predică, ce vedem că iese din plin, Ștefan plin de Duhul Sfânt, la sfârșit și a prinotul spre cer și l-a văzut pe Hristos pe Dumnezeu Tatăl, dar înainte ce, ce, a ieșit din el? Numai Scriptură. Numai Scriptură. Ce l-o la ea? Biblie de la Avram până la Hristos, Scriptură, Scriptură, Scriptură. Asta este plinătatea Duhului. Și ultimul lucru pe care vreau să-l prezint este dovedirea. Cum se dovedește umplerea cu Duhul Sfânt? Efeseni 5, 19 la 21. Fiți plini de Duh? Și urmează, la noi sunt la, la parcă sunt tot imperative, Dar sunt niște participii în greacă care ar, ar, ar fi uh, uh, traduse la noi cu gerunziu, verbe la gerunziu: vorbind, cântând, mulțumind și supunându-vă. Astea sunt manifestările care urmează și pot, eu le numesc manifestări sau dovediri, are și mijloace de rămânere. În umplerea, în plinătatea Duhului. Prin acestea, dovedim umplerea cu Duhul Sfânt, dar și continuăm viața în plinătatea Duhului. Comunicare scripturală, vorbiți între voi cu Psalm. Am văzut și Colosen 3 cu 16. Dacă ești plin de Biblie când te întâlnești unul cu altul, ce vorbești? Biblie, ai întrebări, avem întrebări. Uite, frate, ce am citit astăzi, uite ce mă frământă, uite ce e în mintea mea, uite cum înțeleg textul ăsta. Comunicare scripturală, apoi cântare spirituală. Cum se manifestă umplerea cu Duhul? Comunicare scriptura, scripturală, cântare spirituală. Vorbiți între voi cu salmi, apoi zice cu cântări de laudă și cu cântări. Dovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Nu stau să uh, insist foarte mult, doar atâta vă spun că uh, cuvintele grecești pentru cântări spirituale și că cântări de laudă e cuvântul himnois și hodais. Himnuri și ode. nu se referă la Da, absolut. Asta e singura observație <laughs> și foarte importantă. Uh, nu intrăm în detaliu ce înseamnă, știți și cred că din star vă dați seama ce înseamnă imnuri și ode. Uh, apoi, uh, bineînțeles, se manifestă printr-o laudă sau mulțumire statornică uh, la adresa lui Dumnezeu, o cinstire statornică a lui Dumnezeu. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos și o conformare supusă față de autoritatea lui Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, adică supunându-vă autorității lui Hristos față de autoritatea lui, vă supune și unii altora în relațiile care trebuie să fie de supunere și urmează trei relații de supunere în epistola către Efeseni, supunerea soției față de soț, supunerea copiilor față de părinți și supunerea robilor față de stăpâni. Nu înseamnă, unii iau versetul ăsta și zic eh, supune-ți-vă unii înseamnă că și bărbații trebuie să se supună se soții lui, adică unii altora, dacă și, e reciproc, nu? Nu, urmează să descrie ce, despre ce supunere este vorba. Sunt trei, trei categorii de, sau trei relații de supunere pe care Pavel urmează și le prezintă dacă urmăm firul epistolei către Efeseni. Uh, un alt adevăr foarte important cu privire la dovedirea umplerii cu Duhul Sfânt este că, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, scopul Duhului nu este să se înalțe pe sine, ci să-l glorifice pe Hristos. Ioan 16, 13 la 15. Aceasta este dovada că cineva este plin de Duhul Sfânt. El nu vorbește despre Duhul Sfânt mai mult decât despre Hristos. Vorbește mai mult despre Hristos. Și îl mărturisește pe Hristos. Și trăiește și laudă pe Hristos. De asemenea, nu putem ignora și nu putem să nu spunem că o, o, o dovadă a umplerii cu Duhul Sfânt este roada Duhului. Galateni 5, 22 și 23. Duhul produce roada lui în noi, caracterul lui Hristos. ce e roada Duhului? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Caracterul Domnului Iisus Hristos. Un creștin plin de Duhul Sfânt va trăi o viață în care Duhul îl manifestă pe Hristos. În el, Duhul produce un caracter, un caracter creștin adevărat, energizându-l pentru slujire, prin exersarea darului spiritual, învățându-l din Cuvântul Dumnezeu, inspirându-l la laudă, la mulțumire și călăuzându-l să umble în Duhul. Un creștin adevărat îl va urma pe Hristos, îl va iubi pe Hristos, îl va sluji pe Hristos, va asculta de Cuvântul lui Hristos și asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Scopul acestui mesaj a fost să înțelegem în mod special chemarea pe care ne-o face Dumnezeu prin Efeseni 5 cu 18, pentru că acesta este standardul lui Dumnezeu astăzi pentru noi. Fiți plini de Duh. E poruncă divină, e singurul text normativ și suficient și dacă le înțelegem în lumina Noului Testament, înțelegem că se referă la o umplere normală care este voia lui Dumnezeu care poate fi trăită, experimentată și manifestată de către creștinul care se supune voia, voii lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți să căutăm, să fim plini de Duhul în permanență și să-L înălțăm pe Domnul Isus Hristos în noi și prin noi. Amin.